nu-și decopă 10 secunde. Stop! Elena! Scuze, Octavio! Poate că n-ar mai trebui să exersăm încă fântână. Frâncea, le-a plăcut prezentarea? Am fost aleasă să particip la târgul de științe și profesoara Ochoa va juriza și Pici și Paco sunt la mine, ceea ce mi-a dat idee bună. Înseamnă că răspunsul e da. Bine, rampa începe cu o înclinare de 45 de grade. Oh, nu pot să cred că voi cunoaște pe profesoara Ochoa. Roata pentru exerciții aici. Isabel, ai vizitator. Bună, ce faceți aici? Seniorita Marisol ne-a trimis să te ajutăm. Suntem echipa ta. Wow, e foarte frumos, dragilor, dar mă descurc. Nu vreau să vă stric sfârșitul de săptămână. Bine spus, ați auzit-o. Profesoara s-a gândit că ei te pot ajuta să te pregătești. Dar lui Kike nu-i place știința. Iar ai spus-o bine. Wow, ești rapidă. Ai doar 2 zile, Isa. Spune-ne ce să facem ca să te ajutăm. Mi-ar plăcea să mă ajutați, dar e foarte aglomerat aici cu lucrurile mele. Dacă aș găsi un loc în palat, destul de mare pentru toți, l-am putea transforma într-un laborator. Despre ce spațiu vorbim? Wow! Aici e loc destul pentru echipa ta. Loc destul pentru toată lumea. Trebuie să mă apuc de treabă. De ce nu găsesc altă cale spre tezaur? Trebuie să fie o verigă slabă pe undeva. Veriga slabă. Bună! Marco? Mateo? E posibil să fie prea simplu pentru talentul tău de vrăjitor, dar mi-am pierdut cheia de la cufăr. De întâmplare, știi pe vrajă de deschidere? Ai venit la vrăjitorul potrivit. Mi-ai salvat viața! Noua mea invenție va rezolva o mare problemă din școlile din Avalor. Mai multe vacanțe? Îngrijirea și hrănirea porcilor de Guinea din clase. Priviți exergrijitorul. Wow! E o lăpișeacă pentru porci de Guinea. Cu toții știu că porcii de Guinea au nevoie de multă mișcare și trebuie să-și curețe blana zilnic. Exergrijitorul va avea automat grijă de toate nevoile lor. Trebuie să urce pe rampă, să treacă pe sub duș, prin dinții de curățare, apoi prin uscător pentru a ajunge la premiu uscat, pufoș și să fie gata pentru cină. Aș vrea să fi fost porc de Guinea. Îți pot arăta cum să ajustezi perile pentru blană. Am făcut deja calculele. Rampele par destul de abrupte. Am verificat de 3 ori. Oh, dacă ai mutat mecanismele, pe seama mea. Dar le pot face mai repede. Kike? Încerc doar să-l fac mai bun. Știu. Îmi pare rău, dragilor. Am emoții pentru târgul de științe, atât. Vreau să iasă bine. Vrem să te ajutăm să iasă cum trebuie. Stai, ce face chestia asta? Lasă, te rog, hârligul jos. Pentru că... trebuie să mă ajutați să găsesc o unealtă mult mai importantă, care nu știu unde e. Oh, ce este? Se numește... Sucinător. Vreți să întrebați prin palat, poate l-a văzut cineva? Sigur, venim imediat. Nu vă grăbiți, vă rog. Asta-i vă ține ocupat, Pici. Acum îmi pot vedea de treabă. Treaba mea. Scuze, domnule, căutăm un sucinător? Un sucinător? Nu, n-am auzit de el. Dar, dacă l-am avea, ar fi în turnul una și alta. Acolo ținem noi toate lucrurile care nu ne mai trebuie. Baftă! Da, o să avem nevoie. Vraja de deschidere, vraja de deschidere... Ah, asta e! Nitla Abrax Conzaportil. Bine, să facem puțină magie. Rita? Rita? Abrac, Conzaportil.